Moldova a îndeplinit satisfăcător doar 6 din 18 recomandări. În acest mod, grupul de state împotriva corupției GRECO a evaluat implementarea de către țara noastră a reformelor de combatere și prevenire a corupției. Raportul publicat se referă la nivelul scăzut de aplicare de către Chișinău a recomandărilor privind reforma justiției, care, potrivit experților GRECO, poate anula toate realizările anterioare din acest domeniu. Ministerul Justiției nu a comentat deocamdată raportul experților internaționali. Reamintim că lupta împotriva corupției și reforma justiției sunt principalele angajamente preelectorale ale președintelui Maia Sandu și ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Grupul de stat împotriva corupției a publicat un raport privind Republica Moldova în care evaluează progresele înregistrate în implementarea recomandărilor privind prevenirea corupției ce vizează membrii Parlamentului, judecătorii și procurorii. GRECO concluzionează că țara noastră a pus în aplicare în mod satisfăcător sau a abordat în mod satisfăcător 6 dintre cele 18 recomandări cuprinse în raportul de evaluare din runda a patra. Dintre recomandările rămase, 10 au fost parțial puse în aplicare și 2 nu au fost puse în aplicare. De exemplu, în ceea ce privește membrii Parlamentului, în afară de o practică parlamentară emergentă de ridicare a imunității deputaților, progresele în punerea în aplicare a recomandărilor restante sunt mai degrabă absente. Rămâne de adoptat un cod de conduită pentru parlamentari, care să include norme pentru diferite situații de conflict de interese și pentru interacțiunile cu terți lobiști. Ar trebui depuse eforturi mai susținute pentru a actualiza site-ul Parlamentului cu informații privind proiectele legislative, pentru a organiza consultări publice semnificative și pentru a asigura luarea în considerare în mod corespunzător a contribuțiilor publicului. În ceea ce privește judecătorii, anumite evoluții pozitive sunt, se arată în raport. De exemplu, eliminarea calității de membru din oficiu a Ministrului Justiției și a Procurorului General din Consiliul Superior al Magistraturii sau anumite modificări ale procedurii disciplinare a judecătorilor. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că procesul de verificare prealabilă a candidaților la CSM, verificarea propusă pentru anumite categorii de judecători, precum și rolul sporit al Ministrului Justiției în convocarea adunării generale a judecătorilor, afectează în mod negativ punerea în aplicare a anumitor recomandări nesoluționate și ar putea anula realizările obținute până în prezent, se spune în raport. GRECO concluzionează că nivelul actual scăzut de respectare a recomandărilor rămâne nesatisfăcător la nivel global și solicită Republicii Moldova să prezinte un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor restante, cel târziu până în 31 martie 2024. Am încercat să obținem comentarii cu privire la constatările prezentate de la Ministerul Justiției, dar nu am primit răspuns la apeluri. Totodată, la o lună de la preluarea mandatului, ministrul justiției Veronica Mihailov-Măraru a spus în cadrul unui briefing că acțiunile instituției pe care o conduce sunt axate pe continuarea reformelor în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, care, potrivit ei, progresează conform planului. Grupul de state împotriva corupției este o organizație internațională înființată de Consiliul Europei în 1999. Scopul său principal este de a ajuta țările participante în lupta împotriva corupției. În informația postată pe site-ul Consiliului Europei se spune că o delegație formată din 4 evaluatori GRECO din Croația, Finlanda, România și Slovenia a vizitat Chișinăul în perioada 15-19 mai 2023 pentru a evalua Republica Moldova în cadrul celei de-a 5-a runde de evaluare GRECO. Raportul va fi întocmit și examinat de plenara organizației în cursul acestui an.